Binecuvântat să fie Dumnezeu! Amin! Frați și surori, haidem ca să citim un psalm, psalmul 127, pagina în Sfânta Scriptură 630, cine vrea să urmărească. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba lucrează și ei și o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează și ei și o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui le dă pâinea ca prin somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pânteșului este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Așa cum spunea și fratele Emil, este un har, este o minune să vedem copii în mijlocul bisericii noastre. Eu spun că este un har, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să vedem încă familii instituite după voia lui Dumnezeu. Așa cum a fost de la început, din bărbat și femeie, și într-o familie Dumnezeu să-și lasă binecuvântarea Lui și părinții să primească copiii că sunt de la Dumnezeu. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează și ei și o zidesc. Familiile noastre nu le avem așa pentru că așa am decis noi, așa am hotărât noi sau așa am fost noi în stare să le facem. Și aș vrea să privim la lucrul acesta. Familiile noastre le avem așa pentru că Dumnezeu în îndurarea Lui le-a binecuvântat. Dacă sunt copii în casă la noi, este că Dumnezeu în bunătatea și îndurarea Lui i-a lăsat în familiile noastre. De fapt, orice ființă umană vine în lume pentru că Dumnezeu hotărăște și Dumnezeu vrea. Chiar și noi ca părinți am venit pentru că El a vrut ca noi să fim. Și cu fiecare dintre noi Dumnezeu are planul Lui și are scopul Lui cu privire la fiecare dintre noi. Cu atât mai mult cu copiii noștri care ne vin în casele noastre și în familiile noastre. Noi nu-i avem fără Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Creator este El. Noi suntem procreatori cu ajutorul lui Dumnezeu și nu fără ajutorul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de primul copil născut pe pământ. Ce a spus tatăl său? Iată, în sfârșit, un om cu ajutorul Domnului. De asta, frați și surori, când vin copiii în familie la noi, noi ar trebui să vedem și să observăm Dumnezeu ni l-a dăruit. Este voia lui Dumnezeu că El a ajuns în casele noastre, în familia noastră. Copiii nu-i creștem pentru noi. Ei sunt ai noștri dați de Dumnezeu, însă noi trebuie să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu și să spunem: Doamne, care este planul Tău cu privire la copiii pe care mi-i lași în casa mea și în familia mea? Pentru că ei vin de la Dumnezeu și știu și cred cu toată puterea că Dumnezeu are un plan cu fiecare din copiii noștri, așa cum a avut și cu fiecare dintre noi. Aduceți-vă aminte despre Ieremia când a fost chemat și cuvântul Domnului i-a vorbit și a spus: înainte de a fi vreuna din zilele vieții tale, înainte de a fi tu zămislit în pânteșile mamei tale, eu te știam și te cunoșteam și nu numai, dar eu te-am și pus deoparte pentru lucrarea mea. Și Ieremia vine și spune cam în felul următor: oh, Domnul meu, sunt un copil. Și Dumnezeu spune: nu spune că ești un copil, că eu voi fi cu tine. Copiii au un mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știți, la Domnul Iisus Hristos odată niște părinți au adus copiii ca să-i binecuvinteze. Și ușenișii îi șertau pe cei care îi aduceau și spunea cu alte cuvinte că Domnul are alte lucruri mai importante. Și Domnul Iisus Hristos s-a supărat, s-a mâniat și a spus așa: lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, că și împărăția cerurilor este a unora ca ei. I-a luat în brață, i-a binecuvântat și a pus mâinile peste ei. Copiii nu sunt lipsiți de importanță înaintea lui Dumnezeu. Copiii fac parte din planul lui Dumnezeu. Spunea fratele Emil că diavolul, mai mult ca niciodată în societatea în care trăim noi, lovește în familie, lovește în copii. De ce?
Pentru că copiii sunt în planul lui Dumnezeu. Și el lovește, de fapt, în planul lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu. Din copii Dumnezeu și-a scos o întăritură de laudă ca să-și mărească numele Său. Din niște copii. De aceea, frați și surori, să avem grijă și să învățăm copiii că dacă ei sunt în casele noastre, ei sunt pentru că așa a rânduit Dumnezeu, pentru că ei sunt în planul lui Dumnezeu. Ei sunt în planul lui Dumnezeu. Am mai spus în biserică la noi și vreau să repet asta. Și aia ce facem noi la binecuvântare de copii nu înlocuiește botezul niciodată. Deci noi chemăm numele lui Dumnezeu peste și aia ce vine de la Dumnezeu. Noi vrem să punem numele lui Dumnezeu peste copiii care i-am primit de la Dumnezeu. Ca în viața lor pământească Dumnezeu să-i însoțească până la momentul în care ei să-L recunoască pe Hristos ca Domn și Mântuitor al vieților lor. Și atunci ei vor avea o relație personală cu Dumnezeu. Copiii sunt născuți în lumea aceasta prin voia lui Dumnezeu și acceptarea părinților. Dar copiii au nevoie să fie născuți încă o dată. Să fie născuți din nou, să fie născuți din Dumnezeu, să ajungă înapoi la Dumnezeu. De ce părinții trebuie să învețe copiii? Avem în cuvântul lui Dumnezeu nenumărate versete care an de-a rândul noi le-am citit și le-am recitit și le-am aprofundit în mijlocul bisericii noastre că părinții sunt chemați să învețe copiii. Trăim într-o lume în care probabil și societatea învață copiii noștri de mici, tu ai identitatea ta, tu poți face și așa vrei tu. Însă Dumnezeu pe noi spune, a dat o lege în Iacov și a învățat părinții să-și învețe în ea copiii. De ce? Copiii sunt de la Dumnezeu, sunt ai noștri, dar noi trebuie să o recunoaștem. Ei nu sunt născuți din nou. Ei în lumea în care sunt, dacă ar alege ei să trăiască după capacitatea lor și după felul cum înțeleg ei lucrurile, dacă i-am lăsat să aleagă ei să facă ce vor ei sau să trăiască cum vor ei, s-ar putea ca toți dintre noi să ne mirăm că ei nu aleg niciodată voia lui Dumnezeu. Și ei aleg totdeauna nu ceea ce este bine și aleg ceea ce este rău. Este normal. Ei n-au avut o întâlnire cu Dumnezeu. Ei nu sunt născuți din nou. Ăsta ai noștri. Ei nu l-au cunoscut pe Hristos ca mântuitor al lor personal. Ei încă nu cunosc voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine în dragostea Lui și spune, părinți, învățați-vă copiii. De ce? Pentru că noi L-am cunoscut pe El. Noi am cunoscut ceea ce este drept. Noi am cunoscut voia Lui Dumnezeu, planul Lui Dumnezeu și noi trebuie să învățăm totdeauna în voia și planul Lui Dumnezeu. Și învățându-i, nu le luăm noi decizii în locul lor, dar învățându-i și însoțându-i cu învățătura Scripturii, vor ajunge să ia decizii după voia lui Dumnezeu dacă noi îi învățăm. Dacă ne uităm în Marcu, în Evanghelia după Marcu, capitolul 7, când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, a văzut că la ceea ce erau deficitari cei din Israel, au fost tocmai la învățarea copiilor. Citim acolo. Moise a zis, spunea Domnul Iisus Hristos, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, însă voi stricați voia lui Dumnezeu, dați deoparte legea aceasta lui Dumnezeu și spuneți că copilul nu mai este ținut să ajute pe mama și pe tata și el nu mai este chemat să respecte pe mama și pe tata. Și Domnul Iisus Hristos spunea, un astfel de copil în vechime, Moise, a zis Dumnezeu prin Moise, un astfel de copil să fie pedepsit cu moartea. Și voi spuneți, el face bine, el nu trebuie să moară, el trebuie să trăiască. Frați și surori, iubiți părinți, eu aș vrea atunci când vom ajunge înaintea lui Dumnezeu, despre nimeni dintre noi, să nu spună Dumnezeu, ți-am lăsat copiii pe mână, tu trebuia să-i înveți în voia mea, în legea mea, că ei să mă cunoască pe mine și ei să mă onoreze pe mine, despre niciunul dintre noi să nu spună, voi n-ați făcut așa. Despre niciunul dintre noi. Eu știu că Dumnezeu când se uită la fiecare dintre noi, știe și cunoaște cât de mult avem pe inimă să învățăm copiii în căile lui Dumnezeu. Dumnezeu ne știe pe fiecare în parte. Dacă ne uităm în Geneza, vreau să citesc despre Avram,
un verset cunoscut de noi. Capitolul 18, cu versetul 19. Și așa spune Dumnezeu despre Avram. Spune așa, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram și i-a făgăduit. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște. Dacă noi ne implicăm în creșterea copiilor sau cu cât zel căutăm noi să imprimăm în ei voia lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu știe și cunoaște. A cunoscut inima lui Avram și spune așa, știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Drept și bine. Cât ne implicăm noi în creșterea copiilor? Cât le dăm din timpul nostru ca să învățăm legea lui Dumnezeu? Cât? Mi-aduc aminte de David în pildele și proverbele lui Solomon. David își făcea timp pentru Solomon să-l învețe. Solomon, în pildele și proverbele lui, vine și spune, pe când eram încă tânăr și fiu gingaș la mama mea, tatăl meu mă învăța atunci și îmi spunea. Și David, eu cred că avea mai mult de lucru ca fiecare dintre noi. Nu? Ce spuneți? Conducea o țară, era împărat, avea potrivnici, avea războaie, avea atâtea și atâtea. Însă Solomon, când și-a adus aminte de tatăl său, el spune așa, când eram fiu gingaș la tatăl meu, tatăl meu atunci mă învăța și îmi spunea. Și îi dădea lecții de viață. Și îi spunea, alege fericirea, caută să te duci spre înțelepciune, că înțelepciunea îți va duce viață lungă și fericire. Nu lepăda sfaturile mamei tale, leagă-le la gât, pune-le în inima ta, urmează-le, că și ele sunt viața ta și lungimea zilelor vieții tale. Știi, când ne uităm la generația de oameni care ne-a învățat pe noi despre credința în Hristos, noi am vrea și astăzi, deși nu este așa. Asta nu se întâmplă așa din senin. Noi am vrea, deși copiii noștri nu pășesc pe urma bunicilor noștri și deși nu sunt atât de sănătoși în credință și deși în urma noastră nu s-aude și așa s-aude despre cei care, probabil unii dintre ei au plecat la Domnul, dar au avut o viață trăită cu Dumnezeu. Asta înseamnă că noi trebuie să ne implicăm în creșterea copiilor noștri și să învățăm tot ceea ce trebuie de învățat ca ei să aibă o creștere corespunzătoare voii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, spune așa, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri și creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Când un copil nu crește? Ei vin în casele noastre și în familiile noastre. Ei cresc totdeauna sau cresc, se opresc, cresc, se opresc, cresc, se opresc? Când un copil crește? De când se naște până când moare. Și el are mersul lui, el crește într-una. Azi îl vezi așa, mâine ai să te miri că ajung la jumătatea ta și pe urmă cât tine și pe urmă te întrec pe tine. Copiii crește totdeauna. Odată cu creșterea copiilor, copiii trebuie să fie însoțiți totdeauna de învățătura și mustrarea Domnului. Adică pe lângă creșterea lor, noi să ne dăm aportul ca învățătura Domnului să le opunem în timp ce ei cresc. Și noi totdeauna, în fiecare zi, ei cresc în casă la noi și în fiecare zi noi trebuie să îi însoțăm cu învățătura Domnului și mustrarea Domnului. E poate greu să spui mustrare, să-l mustri. Este nevoie și de mustrare. Cuvântul lui Dumnezeu spune cine iubește pe copil, îl și pedepsește când? Îndată. Pildele lui Solomon. Nu pentru toate lucrurile, pentru și ea și este păcătos, pentru și ea și este greșit și pentru și ea și Dumnezeu va pedepsi și el odată. De ce trebuie să creștem copiii așa? Pentru că odată cu creșterea lor, ei trebuie să aibă
și învățătura lui Dumnezeu pusă în viața lor, ca să ajungă să fie plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Citesc din Luca despre Domnul Iisus Hristos când a fost dus la vârsta de 12 ani la templu. Întorcându-se înapoi acasă, spune așa cuvântul lui Dumnezeu, Luca capitolul 2, versetul 51 și 52. Apoi s-a pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. El, Iisus Hristos, a făcut parte dintr-o familie pământească. A avut și el o familie pământească. Și în familia aceasta pământească, el care era Dumnezeu, venit pe pământ în trup de om, ne spune cuvântul Dumnezeu că el era supus părinților lor trupești. Și în supunerea aceasta față de ei, spune așa, și Iisus creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Asta este și așa ar trebui să urmărim noi în creșterea copiilor. Când crește în statură, el să crească și în înțelepciune, în înțelepciunea venită de la Dumnezeu. Și dacă ne uităm în pildele și proverbele lui Solomon, această înțelepciune căutată, care este de fapt Hristos în viața lui, îl duce spre viață și spre fericire. El trebuie să crească în statură și în înțelepciune, înțelegând ceea ce este bine și rău, și nu numai înțelegând ceea ce este bine și rău, dar să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să ajungă prin învățătura care noi ca părinți le opunem, să-i transforme viața, să-i transforme ideile lui din lumea aceasta, cum am spus noi altă dată, lumea aceasta este rea, zace toată în cel rău, dar în casă și în familie noastre noi le dăm o învățătură corespunzătoare cu voia lui Dumnezeu, care îi transformă pe ei în a fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și viața lor să devină o plăcere a lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se uită în viața copiilor noștri, să se bucure că i-o lăsat în lume. Și Dumnezeu poate să-și ducă planul acesta mai departe în fiecare dintre ei. Din psalmul în care l-am citit, spune așa Dumnezeu. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pânteșului este o răsplată dată de El. Am spus că nu-i avem, că-i vrem noi. Trebuie să-i și vrei ca să-i ai, dar pe deasupra dorințelor noastre este Dumnezeu care dă. El răsplătește, este o răsplată dată de El. Fiii sunt o moștenire de la Domnul. Care moșteniri ne-ar place nouă să le ținem pentru totdeauna? Pentru noi. Care? Multe moșteniri putem avea fiecare dintre noi. Unii casă, unii mașini, unii... Și nu ne-am despărțit de ele niciodată, nu? Eu aș vrea să nu fim lipiți de niciuna dintre ele. Și aș vrea să înțelegem că cea mai mare moștenire care Dumnezeu o poate da pe pământ în viața cuiva este tocmai aceasta, care vine de la Domnul. Care nu o agonisim noi că umblăm noi, să o câștigăm noi, să o facem noi, să o adunăm noi și ne-o dă Domnul. Și aceasta sunt copiii noștri. Din tot ceea ce agonisim noi în viața aceasta sub soare, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, absolut nimic nu vom lua cu noi dincolo. Indiferent cât de mult ne lipim inima de lucrurile care noi le avem aici, Dumnezeu ne spune în felul următor. Acolo unde este inima voastră și unde este comora voastră, este și inima voastră și acolo sunteți voi. Și dacă noi ne lipim lucrurile de lumea aceasta și de lucrurile lumea acestea, s-ar putea să rămânem cu dânsele aici. Însă, din tot ceea ce ne dă Dumnezeu aici, singura moștenire și singurele lucruri care le putem lua cu noi dincolo sunt copiii noștri, care ne-i dă Dumnezeu prin voia Lui. Dacă noi ne vom face timp ca părinți să investim în ei, nu ceea ce vrem noi, și ceea ce vrea Dumnezeu, voia Lui, legile Lui, poruncile Lui. Și să ajungă la maturitatea să înțeleagă că Hristos este singura cale de mântuire. Așa cum ne-a mântuit pe noi, să-i mântuiască și pe ei. Noi vom ajunge în cer la Dumnezeu cu copiii pe care Dumnezeu ne-a dat aici jos pe pământ. Alte lucruri nu vom lua sus. Alte lucruri nu vom lua sus. Copiii sunt o moștenire dată de Domnul. Frați și surori,
ce facem noi cu moștenirea aceasta? Ce facem cu moștenirea aceasta? Dacă ne uităm în pildele și proverbele lui Solomon, Dumnezeu spune că o soție înțeleaptă, o mamă înțeleaptă, ea veghează asupra tuturor lucrurilor și ea și să petrec în casa ei. Deci o mamă are menirea și asta să vegheze asupra copiilor. Cum să nu? Ea veghează asupra tuturor lucrurilor și să petrec în viața ei. Ba chiar și asupra soțului ei. O mamă înțeleaptă, așa cum o descrie cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să fie în casă și să nu vadă, sau să fie în casă și să nu vegheze, să fie în casă și să nu observe. O mamă înțeleaptă veghează asupra tuturor lucrurilor ce se petrec în casa ei. Dar eu spun că noi suntem chemați și ca tați să veghem asupra caselor noastre, nu numai soțiile noastre. Măcar că suntem plecați cu lucru, probabil de dimineață și venim seara, când venim acasă, suntem chemați să veghem asupra casei noastre, asupra soțiilor noastre, nu? Și asupra copiilor noștri. Mi s-a întâmplat de multe ori să discut cu unele dintre soții, să spun, nu-i frumos anumită îmbrăcătură, nu-i corespunzătoare. Știți care a fost răspunsul? Soțului meu îi place așa. Și atunci eu spun, cum veghem noi asupra caselor noastre? Pentru că noi ar trebui să unim învățătura noastră care o dăm cu copiii cu un nucleu sănătos, cu un ambient sănătos în casă la noi, cu o atmosferă sănătoasă în casă la noi și ceea ce învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, nu? Cam aceea să fie nucleul în familie în care copiii noștri dați de Dumnezeu ei cresc. S-ar putea să le spunem, vezi că aici este scris așa, 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 așa. S-ar putea să le spunem de multe ori. Vezi că în cuvântul Domnului este scris. Dar eu întreb, copiii noștri care ne-au dat Dumnezeu în familiile noi, în ce mediu ei se maturizează și ei cresc? Știți, când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ, păcatul care l-a tranșat cel mai rău, care a fost? Fățărnicia. Fățărnicia. Ce mediu era în casele oamenilor pe care Domnul Iisus Hristos îi condamna de păcatul fățărnicii? Cum creșteau copiii acolo, nu? Deci una spune Dumnezeu în cuvântul Lui și una s-ar putea să fie mediul nostru care îl facem pentru copiii noștri. De aceea aș dori așa de mult ca noi să veghem foarte mult asupra locului în care noi ne creștem copiii. În casă, la noi, unde fiecare copil al nostru crește. Nu este biserica doar locul în care cresc copiii. Biserica este și ea un loc în care copiii primesc învățătură, dar casele noastre, marea parte, copiii trăiesc în casă la noi. Și în casă la noi, noi trebuie să le formăm o atmosferă sau un colț de rai în care ei să-L cunoască pe Dumnezeu. În care să se uite la mama și la tata să spună, mama și tata, ori de câte ori au o problemă sau ceva, apelează la Dumnezeu. Ei niciodată nu o rezolvă singuri. Mama și tata, ori de câte ori sunt nu numai în probleme, dar și când sunt bucuroși, totuși ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Și mediul acesta în care cresc copiii noștri să-L descopere pe Dumnezeu. Dar dacă este altfel de cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu suntem responsabili de copiii pe care ne-a dat Dumnezeu în familie la noi. Odată cu venirea copiilor în casă la noi, eu vreau să spun că lucrul acesta ne face responsabili. Eu am fost la logodna la cineva și am zis, după logodna, și am zis, măi, cum a fost? L-am întrebat pe tânărul. Și tânărul a spus așa, până în seara asta eu credeam că visez. Și a zis că nu știu, trebuia să mă logodesc, trebuia, știi? Am organizat noi totul. Dar în seara asta, a zis el, când ați început să spuneți și de una și de alta și de așa și de așa, m-am făcut trece și am zis, nu-i glumă. O zis, de azi înainte e altceva. Frați și surori, cu mult mai mult când ajungi la căsătorie și mult mai mult când ajungi și ai un copil dat de Dumnezeu în casă la tine, asta te responsabilizează. Haideți să citim câteva versete din Judecători.
este vorba de vestirea nașterii lui Samson, când Manoah, tatăl lui Samson, după ce au primit vestea că o să aibă un copil, el face o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Capitolul 13, începând cu versetul 8, spune așa: Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Vedeți voi, este o responsabilitate. Nu poți să fii tată și mamă fără să te intereseze. Dumnezeu îmi dă un copil. Sau Dumnezeu a lăsat un copil în casă la noi. Ce ar trebui să fac eu pentru copilul acesta? Pentru că el este al lui Dumnezeu. El este o creatură a lui Dumnezeu și tot ceea ce a creat Dumnezeu trebuie să se întoarcă cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Ce trebuie să facem? Manoah a zis, versetul 12, acum dacă se va împlini cuvântul tău, ce va trebui să păzim cu privire la copil și ce va fi de făcut? Noi știm din cuvântul lui Dumnezeu că i-o zis întâi privitor la mamă, nu? Și pe urmă privitor la copil. Frați și surori, noi suntem responsabili în primul rând înaintea lui Dumnezeu când avem copii. Dumnezeu se uită întâi la viețile noastre, dacă le trăim după cuvântul lui Dumnezeu și pe urmă noi să învățăm copiii în ele. Și pe urmă să învățăm copiii în ele. Ne arată Deuteronom, cartea Deuteronom, o ordine a lucrurilor care o pune Dumnezeu. În cartea Deuteronom, capitolul 4, versetul 9, spune așa: numai ia seama asupra ta și veghează cu luarea mintea asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-a văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. În primul rând, ia seama asupra ta, să luăm seama asupra noastră ca părinți. Care este viața, care este trăirea, care este umblarea, care este vorba care noi o folosim întotdeauna. Lucrurile acestea care le-au văzut ochii noștri să nu ne iasă din inimă și pe urmă întipărește-le în mintea copiilor tăi. Capitolul 6 cu versetul 6: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, spune Dumnezeu, și să le întipărești în mintea copiilor noștri. Deci întâi să le avem în inima noastră și să le trăim ca părinți, să fim exemplu pentru părinții noștri, pentru copiii noștri, ca cei ce se uită de micuți la noi să vadă că în noi este voia lui Dumnezeu și noi trăim potrivit voii lui Dumnezeu și după ce noi le avem în inima noastră și le trăim noi, spune Dumnezeu, pune-le în mintea copiilor tăi. Și noi suntem chemați să le punem în mintea copiilor noștri, că la inimă le duce Dumnezeu prin Duhul Său și al Sfânt. Noi să le aducem la cunoștință. De asta tinerii copii au spus un verset din Proverbe 22 cu 6: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, s-ar putea cât îi copilul să nu înțeleagă, dar noi avem datoria să îi învățăm și când va îmbătrâni, el nu va îmbla pe calea care o va alege el sau care nu i-a fost pusă de mama și de tata, el nu se va depărta de ce? De calea pe care noi i-am pus-o când el a fost mic. Noi suntem datori să o punem. Am stat și m-am întrebat de multe ori dacă Dumnezeu a spus așa, când fiul tău te va întreba într-o zi, tată și mamă, ce înseamnă cuvintele acestea, legile acestea, poruncile acestea pe care voi le păziți? Era vorba de Paștele Vechi Testamental, de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru izbăvirea lor. Și spune așa: să le spui copiilor tăi, cu mâna lui cea tare și puternică, el ne-a scos de acolo ca să ne aducă într-o țară pe care a jurat părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a scos de acolo, Domnul ne-a izbăvit de acolo. Frați și surori, dacă pentru Paștele Vechi Testamental izraeliți altă dată trebuia să învețe copiii și lucruri mari și măreți au făcut Dumnezeu în viața lor, cu mult mai mult noi, care am fost scoși din moarte și aduși la viață prin Hristos, trebuie să le spunem copiilor noștri că noi n-am fost buni așa dintotdeauna. Nu? N-am fost buni. S-ar putea că dacă noi impresia asta o dăm copiilor noștri, ei să zică, păi noi n-ajungem să fim buni niciodată. Nu, noi am fost răi
din calea afară de rău. Numai Harul lui Dumnezeu ne-a izbăvit de la moarte și ne-a adus la viață prin Hristos care l-a dat pentru noi. De asta noi îl iubim pe Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că întâi ne-a iubit El pe noi. Și când copiii știu lucrul acesta că pe tata și pe mama tot Dumnezeu i-a izbăvit, tot Dumnezeu i-a salvat, tot Dumnezeu i-a mântuit, s-ar putea să le deschidem o cale ca ei să înțeleagă Harul lui Dumnezeu. Noi avem datoria aceasta, să trăim întâi noi și pe urmă să învățăm copiii ca să îl urmeze pe Dumnezeu. S-ar putea ca în aranjarea vieții noastre să facem lucruri greșite noi, eu, soția și copiii tăți împreună. Vă citesc un verset din Ieremia care spune așa. Eu știu că îl știți, spune așa. Copiii strâng lemnele, părinții aprind focul și femeile frământă plămădeala ca să pregătească turte pentru împărăteasa cerului și să jerfiască idolilor. Toți împreună. S-ar putea, când noi facem ceea ce este greșit înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea și copiii să fie îngrenați la ceea ce este greșit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune așa, când v-am scos din țara Egiptului, în cartea Ieremia, v-am cerut eu jertfe, v-am cerut un singur lucru. Să nu aveți alți Dumnezei afară de mine. Și voi ardeți și faceți și plămădiți și împlicați toată familia și pe copii și pe soț și pe soție ca să lucreze pentru ceea ce este un idol. Știți care a fost răspunsul soțiilor? Ieremia 44, versetul 19. Știți care a fost răspunsul soțiilor? A fost așa. De astfel, când aducem noi tămâie împărătesei șerului și îi turnăm jerfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi torte ca să o cinstim, făcând chipul și aducem jerfe de băutură? Oare fără voia bărbaților noștri facem noi lucrul acesta? Iubiți tați, iubiți frați, iubiți părinți, dacă nu suntem responsabili, s-ar putea să fim vinovați înaintea lui Dumnezeu. Deci noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Și de trăirea soțiilor noastre. Și de trăirea copiilor noștri. Mi-aduc aminte, odată, dacă nu greșesc, fratele Onisim spunea, știți când era copiii mici? Și încă sunt mici. Le dădeam o bomboană și stăteau acolo, nu? Așa este. Când încep să crească, nu-i mai ții cu o bomboană. Și avea dreptate. Și ei cresc și își iar drepturile. Și când sunt mici, deși îți duc ca tată și ca mamă cum să-l îmbraci. Și când este mare, s-ar putea să aleagă el ce vrea să se îmbrace. Însă eu spun, ca tată, când fata, când băiatul, vine cu ceva și nu-i potrivit voii lui Dumnezeu, mai ai un cuvânt de spus în dreptul vieții lui sau nu? Noi suntem responsabili. Deși ea, frați și surori, învățăm, noi învățăm, însă pe lângă învățătura care le dăm lor și le permitem lor în nucleul nostru care se cheamă familie, cum le permitem să trăiască, cum le permitem să se îmbrașe, cum le permitem să vorbească. Știți, eram în România vara aceasta și nu m-am întâlnit din anii de școală, sau în 94, când am venit prima dată în Italia la Roma, m-am întâlnit cu un fost coleg de-a meu de bancă. 10 ani am stat într-o bancă cu ea. Și anul acesta ne-am întâlnit în casa lui Dumnezeu și mă bucur că nu m-am întâlnit în altă parte decât în casa lui Dumnezeu. Și el spunea cam în felul următor. Ne-am dus odată la iarbă verde cu biserica. Și când ne-am dus la iarbă verde cu biserica, copiii mei au vrut să joace fotbal. Și el a zis cam așa, a zis, măi,
mai așteptați o leacă, că nu avem cu cine face două echipe. Și e nerăbdător și o zic, tată, hai să jucăm fotbal odată. Și el zice, măi, n-avem cu cine. Și o zic, cum n-avem cu cine? Cu dulăii ăștia. Și el a zis cam așa, a zis că gândiți-vă la mine, și situație penibilă era când era pastorul lângă mine și frați din comitet, când au auzit copiii mei că vorbesc cu dulăii ăștia. Și i-am scos și i-am luat deoparte și am vorbit și a zis, măi, unde ați auzit voi vorbele astea? Spre surprinderea lui, știți ce au zis copiii? Tată, la tine. Și a zis, mă, când? Acum să-mi spuneți momentul, când? Când a fost asta? Și o stată când mergeam la cineva, la o familie, ei sunt mai zdraveni în familie, mai mari, și apropiindu-ne aproape de casa lor, tu ai spus, măi, mergem la dulăii ăștia. Și pentru copii, frață, ei au fost dulăi totdeauna. Frați și surori. S-ar putea să vină copiii acasă cu vorbe care noi nu le folosim în familie la noi. Și când îi întrebăm de unde ai auzit, s-ar putea ei să ne spună de la grădiniță, de la zilo, de la școală. Măcar că cred și am încrederea că ei nu vin cu vorbe care nu sunt urâte. Dar să te trezești în viață, să vezi că copiii vor face lucruri care din punctul tău de vedere nu-ți plac când te uiți la ei. Dar ei să le fi învățat de la tine. Și tu să nu-ți dai seama. Și să spună, tată, știi de ce fac așa? Că așa faci și tu. Știi? Atunci cred că ne cam trezim din adormeala noastră. Frați și surori, suntem responsabili de copiii noștri. Suntem responsabili. Noi trebuie să le dăm drept pildă. De astfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și turnăm jertfe de băutură, oare fără voia bărbaților noștri îi pregătim noi turte? Iubit soț, aș vrea ca în casă la voi și în casă la mine să se vadă doar voia lui Dumnezeu. Doar ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Și ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu să căutăm să dăm deoparte totul. Pentru ca în familia noastră și în nucleul în care crești copiii noștri să fie o atmosferă de cer, în care ei să crească cu aerul acesta de Dumnezeu, făcând voia lui și ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Suntem responsabili de copiii noștri. Suntem responsabili de creșterea lor. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, câteva lucruri despre din viața lui Eli. Spune așa Dumnezeu lui Eli. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrenici de lepădat, dar fără ca el să-i fie oprit. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui din pricină că el are cunoștință. Atunci când noi avem cunoștință că un copil, o fată, un băiat are un trai necorespunzător cuvântului Scripturii, eu întreb, ce facem noi ca părinți? Mai putem spune ceva copiilor noștri? Eu cred că un tată are totdeauna un cuvânt de spus, totdeauna. Absolut cât de mari vor fi copiii noștri sau ce vârstă vor ajunge să aibă copiii noștri. N-ați văzut asta în copiii noștri cât sunt mici? Dacă îi spune mama ceva și aia ce nu-i convine lui, nu-i bine să faci anumit lucru, știi ce face copilul prima dată? Exact din poziția în care este el. Să uită la tată. Nu-i destul că mama a spus. Să uită la tata să aibă o confirmare că și tata îi spune nu sau să aibă o dezlegare că dacă mama îi spune nu, tata îi spune da. Și invers, dacă tata îi spune ceva, el prima dată să uită la mama. De ce? Ei caută totdeauna o scăpare. Frați și surori, eu aș vrea ca ceea ce spune mama să spune și tata. Și ceea ce spune tata să spune și mama. Și spunea odată un frate, dacă așa funcționează în casă, la noi copiii sunt ușor de crescut și sunt ușor de îndreptat pe calea lui Dumnezeu. Suntem responsabili de ei.
Ce facem când copilul vine acasă și-o mers unde n-o trebuit? Una îl învățăm din cuvânt și alta îi permitem. Și eu vreau ca ceea ce îi permitem copiilor noștri sau ceea ce le îngăduim să fie la fel cu ceea ce învățăm. Deci să nu fie discrepanță între învățătură și a permite lucruri copiilor noștri. Nu știu, noi n-am trimis niciodată copiii să facă așa două giruri prin oraș, la deal și la vale, cu mâinile în buzunar. Și n-are nimic de făcut, dar așa, să meargă. Dacă are treabă, merge, dacă nu are treabă, stă acasă. Și aud pe unii. Păi unii e fata. S-a dus așa, să ia bicicleta și să facă așa câteva la deal și la vale. Eu când eram copil acasă, drumul meu a fost de la biserică acasă și de acasă la biserică. Și cei care făceau bulevard erau oameni din lume. Eu în atmosfera asta am trăit. Ba chiar, de multe ori, părinții noștri erau învățați, du-te la cutare pentru un anumit lucru, dar să vezi, nu o lua pe drumul ăsta, du-te pe partea cealaltă, că aici și căminul, aici și muzică, aici și discotecă, aici sunt de toate. Tu ia-o pe dincolo. Așa am fost noi învățați. Nu știu cum e la Oderzo. Nu știu dacă vă lăsați copiii, eu înțeleg, să meargă la o înghețată. Bun. Dar să meargă la deal, la vale, la deal, la vale și pe urmă ne trezăm că vorbesc cu oamenii din lume. Frați și surori, ce libertate dăm copiilor noștri? Orice libertate care le dăm, aș vrea să le dăm doar în cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că decât să facă bulevardul de două ori la deal și la vale, mai degrabă două psalme citite și un capitol citit și la vremea potrivită când Dumnezeu are de gând să-i cheme la el, să-i răscolească cuvântul lui Dumnezeu care tu ca tată și ca mamă l-ai pus în inima lor. Dacă are treabă, trimite-l. Dacă nu, ține la casă că e mai bine. Ce faci când vine copilul îmbrăcat cum nu trebuie? Nu? Sau, știți, eu am văzut grupuri de închinare care aveau niște tunsori ca rocheriști. Grup de închinare. Și când stai și vorbești, oare cum s-au putut ajunge până într-acolo? Bă, frate, sunt copii, sunt tineri. Ce le permitem noi? Ce voia lui Dumnezeu îi învățăm noi? Când le permitem asemenea lucruri și acasă să trăiască așa și în adunare să vină așa. Frați și surori, când vin copiii cu dorințe care sunt lumești și n-au nimic de a face cu voia lui Dumnezeu, să ai putere ca tată și mamă să-i spui nu. Deci nu. Încă nu ești matur? Nu. Deci nu-ți permit asemenea lucruri. Cum poți să înveți voia lui Dumnezeu pe copil și să trăiască în casa în care ești tu, altfel de cum tu îl înveți? De asta căutați ca în viața copilului să fie supunere, să fie supunere totdeauna, supunere și ascultare, să asculte. S-ar putea ca atunci când Dumnezeu îi atinge inima și atunci când Dumnezeu îl cheamă, el abia atunci să înțeleagă și să spună: uite de ce mama m-a învățat așa, uite de ce tata m-a învățat așa. Atunci când se va naște din nou, va vedea interesul tău pentru el de a-l duce pe calea cea bună, de a-l duce către Dumnezeu. Ce rol are învățătura în viața copiilor noștri? De ce trebuie să le dăm învățătura? De ce trebuie să învățăm? Dumnezeu poruncește foarte mult și spune: părinți, învățați-vă copiii. Dar ca urmare a scopului, ca rezultat, de ce? De ce? Deși ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spunea cineva odată, a venit un predicator la o familie și a zis: măi, acum îmi dau seama că orice copil este atât așa, atât un boț de carne păcătoasă. Stătea într-o familie, într-o sară și avea un singur copil și trebuia să meargă la adunare, s-a dus în salon, în sonjernă, să-și pregătească temele, predica toate și a zis: măi, nu am putut deloc. Copilul când pe masă, când jos, când sus, când... Măi, o zis, m-am dat seama că copiii trebuie instruiți, că acum ei sunt atât o carne, un boș de carne păcătoasă. Deci, și trebuie să intervii în viața lui ca să nu-l lași. Care este scopul învățăturii? De ce noi trebuie să-l îndemnăm învățături? Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în Psalmul 44: Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit
lucrurile pe care le-a făcut în vremea lor, în zilele de odinioară. Auziți aici? Părinții noștri, deci părinții aceștia noștri pe care i-am avut noi, spunea psalmistul, ei nu au fost indiferenți. Deci ei nu și-au găsit alte treburi, deci ei și-au făcut timp de noi și părinții ăștia pe care i-am avut noi, ei ne-au povestit lucrurile pe care le-ai făcut în vremea lor, în zilele de odinioară. Cum cu mâna ta ai izgodit neamuri ca să-i sădești pe ei. Ai lovit popoare ca să îi întinzi pe ei. Căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit și dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că iubeai, Dumnezeule. Asta spune psalmistul. Deci, toată grija asta și implicația și asta lui Dumnezeu în viața părinților, părinții le-au povestit și au transmis în viața copiilor ca să-L iubească și ei pe Dumnezeu. Și dacă părinții nu prin puterea lor au pus mâna pe țară și au fost izbăviți copiii, știi, și au zis, Dumnezeule, acum Tu ești Dumnezeul nostru. De ce? Pentru că au avut părinți care s-au implicat să-i crească, să-i învețe, să-i îndrepte spre Dumnezeu, să spună, noi n-am biruit că am fost noi buni, am biruit că Dumnezeu a fost cu noi. Și copiii au zis, dacă astfel de Dumnezeu a avut tata și mamă, vrem să-L avem și noi. Și pe Psalmul 44, la versetul 4, în jos, spune acum, nu despre ceea ce au făcut Dumnezeu în viața părinților lor, și despre ceea ce ei doreau copiii de la Dumnezeu acum. Spune așa, Dumnezeule, Tu ești împăratul meu. Poruncește izbăvirea lui Iacob. Cu tine. Cine? Nu ei. Noi, copiii părinților noștri. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri. Numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa și tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei și ne urăsc. Noi în fiecare zi. Asta este declarația copiilor. Noi în fiecare zi ne vom lăuda cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Lui. Vedeți ce rol are învățătura aceasta duhovnicească să pui în copiii tăi? Să înveți despre Dumnezeu din Scriptură, dar să înveți și despre relația ta care o ai cu Dumnezeu și viața pe care o trăiești cu intensitate în fiecare zi cu Dumnezeu. Ca ei să ajungă să își pună încrederea în Dumnezeu. Psalmul 78, versetul 6, sunt mai multe versete, dar citesc doar două versete, care este scopul pentru care noi trebuie să învățăm copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca, aici este motivația, deși noi trebuie să învățăm copiii, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Deci, de asta Dumnezeu ne cere timpul nostru ca părinți, timpul nostru la mamă și la tată, să ne facem timp pentru ei, să învățăm, pentru ca cei care vin în familie la noi prin voia lui Dumnezeu să își pună încrederea în Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă ne uităm în Timotei, Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune așa, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15, din pruncie, cunoști Sfintele Scripturi, dar ce-ți pot aduce cunoașterea Sfintelor Scripturi? Care pot să-ți dea înțelepciunea și unde duce ea? La mântuirea prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Ăsta este scopul, nu altul, ca copiii noștri să-L iubească pe Dumnezeu. Eu cred că nu este cea mai mare realizare pentru niciun om de pe pământ, decât să trăiești viața pentru gloria lui Dumnezeu. Adică să-L cunoști pe Dumnezeu. Noi de asta am fost creați de Dumnezeu. S-ar putea ca oamenii să se slăvească cu funcțiile lor. Sunt nimic pe lângă planul lui Dumnezeu care îl are cu privire la fiecare dintre noi. Dacă noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și trăim viața pentru gloria lui Dumnezeu, dacă copiii noștri îl cunosc pe Dumnezeu și trăiesc viața pentru gloria lui Dumnezeu, este cea mai mare realizare care se poate realiza vreodată. Pentru că Dumnezeu i-a lăsat cu un scop pe pământul acesta. Și eu cred că, din toată inima, că Dumnezeu are un plan cu copiii din biserică la noi. Și planul Lui nu este mic, planul Lui este mare. Ca planul Lui Dumnezeu să se împlinească, trebuie să mă aduc eu aportul ca tată, tu ca tată și ca mamă, să învățăm despre Dumnezeu, ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Nu știu dacă veți avea în viață bucurie mai mare decât ca copiii să-L cunoască pe Dumnezeu.
Nu știu acum ce așteptări aveți de la copiii voștri. Ce așteptări aveți de la copiii voștri. Cu ce v-ar putea înviora și el mai tare. Cu ce v-ar putea îmbucura și el mai tare copiii voștri. V-ați gândit la asta sau nu? Sau care ar fi cea mai mare bucurie să auziți vreodată despre copiii voștri? Că ajunge doctor, inginer, că ajunge savant, că ajunge... Eu nu zic că străiele, eu nu zic că străiele. Dar asta e partea a doua. Deci dacă Dumnezeu îi îngăduie să ajungă și mare în lume, Dumnezeu să-i binecuvinteze la asta. Dar mai întâi de toate să ajungă să fie mare în ochii lui Dumnezeu. Știți? Se vorbea despre Ioan Botezătorul, vorbeau oamenii despre Ioan Botezătorul și veneau cu grămada ca să-l vadă și pune Dumnezeu o întrebare în cuvântul lui. Și ați ieșit să vedeți? Și ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi și spus că nu, ăștia nu stau în pustie, ăștia sunt în casă de împărătești. Și ați ieșit să vedeți? Și apoi Dumnezeu în final vine și spune așa, nu este mai mare om născut din femeie ca Ioan Botezătorul. Frați și surori, căutați și implicați și investiți în viața copiilor dumneavoastră, ca ei să ajungă mari înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și ducă planul lui la îndeplinire până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Știți, Apostolul Ioan, Apostolul Iubire, în a doua sa epistolă, versetul 4, și a treia sa epistolă, tot versetul 4, ușor de reținut. Eu le-am reținut de ani, de zile. Și am zis, măi, e a doua epistolă 4 și e a treia epistolă, versetul 4. Și aici găsim cea mai mare bucurie a unui tată, care spune așa, eu vi le citesc amândouă. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la tată. Știi? Să vezi că și ea și înveți pe copii nu este în zădar, nu? Indiferent că este vorba de copii trupești din familie sau copii din familie sau copii din biserică. Deși ea și înveți, îi vezi că ei și umblă după învățătura care le-o dai din Cuvântul Dumnezeu și ei rămân în adevăr. M-am bucurat foarte mult, foarte mult. Și apoi versetul 4 din a treia epistolă spune așa, eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Eu n-am. Acum spuneți-mi voi, ați găsit alta mai mare? Nu există, frați și surori. Pentru un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru un om care s-a întors la Dumnezeu, pentru un om care s-a născut din nou din Dumnezeu, să vadă că copiii lui umblă în adevăr, că copiii lui umblă cu Dumnezeu, nu există în lumea asta altă veste să-ți învioreze sufletul sau să-ți aducă bucurie mai mare ca asta. Să auzi că copiii tăi, urmașii tăi după tine, umblă și îl slăvesc pe Dumnezeu și îl servesc pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frați și surori, copiii vin de la Dumnezeu. Dumnezeu îi lasă în familie la noi, în casele noastre. Aș vrea așa de mult să îi învățăm și împreună cu învățarea să le dăm și pildă și exemplu de trăit. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Călcați, croiți cărări drepte cu picioarele voastre ca și ce vin după voi, să nu șchiopăteze și mai degrabă să fie vindecați. Aduceți-vă aminte de Iosua din capitolul 24, ultimul capitol din cartea lui Iosua. Spune așa, cât despre cine? Mine, el spune. Eu, iarăși mine, eu și pe urmă casa mea vom sluji Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată dragostea, pentru că suntem creați de Dumnezeu și noi trebuie să-L slujim pe Dumnezeul acesta. Și copiii împreună cu noi să-L slujească și ei. Dar cât despre mine, eu și pe urmă casa mea vom sluji Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Și aș dori așa de mult ca părință care astăzi aduc copiii la binecuvântare, căutați să fiți un exemplu. Copiii sunt ca niște bureți, spuneau cineva. Un burete care este gata să absoarbă absolut totul. Și într-o zi îl vezi că el caută să te imite și caută să pășească pe urmele tale și caută să vorbească ca tine și caută să facă ca tine. Trăiți frumos în voia lui Dumnezeu, ca planul lui Dumnezeu să se împlinească în viețile lor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.